Țipă cât poți, de Moni Stănilă. Fragment. Poienița era plină de flori de primăvară, de la ghiocei și dovoraș până la floarea paștelui, iar mirosul florilor se răspândea în fiecare ungher, ca mirosul de pâine înainte de a fi scoasă din cuptor, sau precum cel al porumbului fraged după ce a dat de minute bune în clocot. Iepurii, așezați la distanțe egale unii de alții, dormeau pe spate cu labele în sus. Câte unul se răsucea brusc, dar revenea la fel de rapid în poziția nefirească de scaun răsturnat în mijlocul bucătăriei. Stejarii din prejurul poieniței aveau flori mari și albe. Noua nu mai văzuse stejari în floare. În loc de stamine, pistiluri și ce mai au florile în mijloc, în aceste flori cărnoase și mari se vedeau ochi violeți clipind ușor. În mijlocul poienii, înconjurate armatele urecheate, țesut din puf de păpădie, era un mic pavilion care sclipea sub greutatea stropilor de rouă. Lângă pavilion dormea adânc măgarul, scoțând niște sfărăiele atât de nefirești, încât părea un uriaș sătul de fasoliță.